Salutare, prieteni, bine v-am regăsit. Fiindcă mulți dintre voi ați întrebat cum se folosește un calorimetru DI pentru a măsura puterea unei centrale, astăzi o să vă prezint un astfel de montaj și pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba. Aici avem o centrală experimentală, miniatură, maxim 2 kW, este un scop didactic pentru teste. Înăuntru în ea se află o serpentină pe post de schimbător. Aici avem returul care vine în schimbător, schimbătorul se află înăuntru, aici avem turul și mai departe merge pe... aici avem termometrul de pe tur și apoi merge în instalația experimentală din casă. Aici este pompa de retur. Nu mă întrebați de ce e montată așa, am avut un motiv anume. Și mai departe avem un apometru care ne măsoară debitul, cum se vede, este în funcțiune, termometrul de retur. Acum să descriem despre ce este vorba. Deci ce avem noi nevoie pentru a face un calorimetru? Avem nevoie, în primul rând, de un apometru, care poate fi ca acesta de o jumătate de țol, sau pentru instalații mai mari merge de 3x4 țoli. Ce e important la acest apometru, modul cum este el montat, trebuie montat după pompă, astfel încât întregul debit care ajunge în schimbător să din pompă să fie împins în apometru și este important ca dincolo de apometru să nu mai avem alte bypass-uri, astfel încât întregul debit trecut prin apometru să ne ajungă nou, să ne ajungă în centrală, să fim siguri că ajunge în schimbător și nu ocolește pe alte căi. Astfel măsurătoarea devine total eronată. Avem nevoie de două termometre cumpărate din comerț. Acesta e un termometru Watts. Are gradații destul de fine, de un milimetru, un milimetru de un grad, ca să putem face o citire destul de mai precisă. Important e că aceste termometre, atât cel de retur cât și cel de pe tur, să fie sincronizate. Ce înseamnă să fie sincronizate? Adică să nu aibă erori de măsurare între ele. Ele se pot verifica, se scot termometrele și se pun într-un vas cu apă caldă și amândouă trebuie să arate aceeași temperatură. Sau în cazul în care totuși arată diferență de temperatură de un grad, două, trei între ele, să știm că despre această diferență și să o scădem când facem calculul, să ținem cont de ea. Ce ne mai trebuie? O să mai avem nevoie pe lângă acestea de un cronometru, care poate fi acesta de la telefonul mobil. Și acum să trecem la calculele propriu-zise. Cum se face calculul? Știm că puterea, de fapt ce este puterea, este cantitatea de energie liberată într-o oră. Deci puterea, care am notat-o eu aici cu Q, este egal cu delta T ori debitul în litri pe oră ori 1,163 W, care sunt necesari pentru a ridica temperatura unui litru cu un grad Kelvin. Acum, deci plecând de la aceste date, formula este delta T ori debitul ori 1,16 sau 1,163, dacă punem și a treia decimală. Aceasta este formula după care aflăm puterea. Acum, delta T-ul este simplu, îl citim pe termometru. Ne uităm la cel de retur, după cum vedem, arată 50 de grade. Ne uităm și la cel de tur și arată cam 58 de grade. Deci avem un delta T de 8 grade. Îl notăm pe hârtie, 8 grade. Apoi citim debitul. La debit vom folosi cronometrul. După cum vedeți, acest apometru are un mini ceas. Așa parcă se vede mai bine acum. Cu ajutorul acestui mini ceas eu pot să el când se învârte de la 1 până la 0, mi-arată un litru. Bun, mergem la cronometru. Avem cronometru. Când a ajuns la 0, pornesc cronometrul. Da, acum l-am pornit. Pornesc cronometrul.
Așa, și urmăresc ceasul de la apometru, cadranul. Când ajunge la 0 din 9, înseamnă că am un litru. Și în momentul ăla pot să-l opresc cronometru. Eu nu-l voi opri în acest moment, ci voi merge mai departe. Îl voi opri la 2 litri sau 3 litri. În felul ăsta, măsurătoarea este mai precisă. Deci eu îl lăsa să învârtă ceasul de 2 ori și îl voi opri acum când ajunge la 0. Da? Deci o să fiu atent. Am ajuns la 0 și am oprit cronometrul. Deci am 2 litri. Deci am 2 litri în 42 de secunde. Mai rotunjim la 40 de secunde. Deci debitul este de 2 litri în 40 de secunde. Mai departe. Cum calculăm? Prin formula de 3 simplă, dacă în 40 de secunde trec 2 litri prin schimbător, atunci în 3600 de secunde vor trece cât? 3600 ori 2 împărțit la 40, aproximativ 180 de litri. O să simplific calculele. În formulă am simplificat, nu am ținut cont și de densitatea apei, deci faptul că apa fiind caldă are o densitate mai mică de 1 kg pe litru, dar aici în calcule aproximăm la 1 kg pe litru. Eroarea nu este, oricum nu este foarte mare. Și mai departe mergem cu calculul, puterii, deci cele 8 grade înmulțit cu 180 de litri care este debitul, înmulțit cu 1,163 egal 1674 de W sau 1,67 kW. Deci astfel am aflat puterea care îmi dezvoltă mie centrala în acest moment. Deci formula pentru putere este delta T ori debitul în litri pe oră ori 1,16 W pe grad Kelvin, care îl are, scuzați, care ridică temperatura apei cu un litru de apă cu un grad Kelvin. Deci cam aceasta este formula, aceasta este montajul. Deci după pompă, aici la pompă am și un bypass, dar nu este necesar, eu l-am folosit pentru a regla diferite debite, pentru a face teste cu diferite debite, cu ajutorul acestui bypass să reglezi debitul mai mare sau mai mic pe pompă. Deci din pompă, pe retur, deci de aici, pe retur, apa vine, da? Intră în apometru. Nu mă interesează că aici apa se mai învârte prin pompă, important e ce îmi trece mie de apometru, tot ce îmi trece de apometru să meargă strict și fără alte ocolișuri să meargă direct în central. Deci mie mi intră aici, în centrală, da? Se încălzește în centrală și mi iese pe retur. Deci nu are pe unde să se piardă debitul, tot debitul care îmi trece prin apometru îmi ajunge în centrală. Deci măsurătoarea este destul de exactă, destul de multă acuratețe. Deci cam asta a fost calorimetru D. Este un montaj destul de simplu. Două termometre care fac împreună jur de 40 de lei. Un apometru 60 de lei. Deci 100 de lei. Eventual vreo câteva piese de montaj. Maxim 120 de lei. 130 de lei. Putem face un astfel de calorimetru în regie proprie, care ne scutește de prețul unuia nou care este în jur de 1000, aproape 1000 de lei. Depinde de firmă. Cam asta a fost. Ne mai auzim. Toate cele bune!